Bună ziua, dragilor! Sunt Dr. Petrache. Continuăm seria răspunsurilor scurte. Nu uitați că am lansat secțiunea de membri ai canalului. Devenind membru, aveți o mulțime de beneficii, printre care menționez răspunsul la toate întrebările și nelămuririle voastre. În concluzie, vă încurajez să deveniți membri canalului. Astăzi, vă voi vorbi despre cantitatea de linte recomandată pentru un pacient cu diabet zaharat tip 2. Trebuie să știți că această cantitate depinde de mulți factori și cea mai bună și exactă indicație o primiți de la medicul dumneavoastră diabetolog. În general însă, nu vă recomand să depășiți 100 de grame de linte pe zi. Țineți minte că lintea este foarte bogată în glucide, conținând circa 50 de grame de glucide pentru 100 de grame de linte. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să dați like videoclipului. Până data viitoare, aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.